Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul în acest moment pentru tine, din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletelul tău. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem, dragii mei, așadar, mesaje, ce trebuie să știți. Bun. A început citirea, văd aici o transformare din punct de vedere personal, este o transformare extrem de profundă, 7 de monede, asul de spade avem aici, deci în urma unei așteptări destul de mari, văd eu aici că s-a luat o decizie. Ce mai pot să văd? Este o victorie legată de planul financiar sau este vorba despre o victorie legată de trecut? Da? Deci aștepți niște bani de undeva, poate este ceva la care te-ai gândit de mult timp, ai analizat, ai întors pe toate părțile și acum în sfârșit apare acea soluție. În continuare, avem arcana majoră moartea, care reprezintă un sfârșit, o transformare. Arcana majoră moartea înseamnă că ceva se închide, ceva începe să arate diferit. Da? Este vorba despre o schimbare pe care vrei să o faci la tine sau este vorba despre o schimbare în general care apare. Apoi avem aici Marele Preot, foarte interesant, o conexiune cu Zodia Taur. Poate să fie o schimbare în legătură cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult. În unele cazuri poate să fie vorba despre sfârșitul unei etape într-o relație de iubire. Unii puteți să aflați de o separare, alții puteți să aflați de un sfârșit extrem de transformator care are loc. Dar văd aici că în urma acestei schimbări, da, în urma acestui sfârșit, mie mi apare seriozitate, îmi apare asumare, îmi apare o persoană care are gânduri stabile, are gânduri serioase. Hai să vedem despre ce este vorba cu acest sfârșit. Cavalerul de monede, 7 de monede. Da, este vorba despre cineva care se mișcă foarte, foarte lent aici și mișcarea aceasta foarte lentă se pare că a dus la un sfârșit, la o transformare. Poate este un moment în care vrei să faci schimbări mari la felul în care arăți, poate sunt schimbări care țin de stilul tău de viață. În continuare, Marele Preot. Roata destinului, deci eu văd aici un noroc foarte mare pentru tine din punct de vedere personal. Roata destinului, 10 de spade și pajul de bâte, deci se termină distracția, se termină neseriozitatea. Marele Preot este o persoană care vine cu gânduri serioase față de tine. Roata destinului înseamnă un noroc pe care tu îl ai printr-un sfârșit, printr-o eliberare. Unii puteți să auziți de o persoană din jurul vostru pe care o respectați mult, este o persoană foarte bine văzută de către ceilalți și acest om trece prin niște schimbări destul de mari, schimbări care pot ține de maturizare, deci o persoană se maturizează, dar 10 de spade înseamnă și suferința cuiva. Mai vreau o carte. Opt de cupe, justiția și spânzuratul. Da? O legătură avem aici cu Zodia Balanță, Zodia Pești. Cineva care face un sacrificiu și ia o decizie înțeleaptă. Cineva care se sacrifică pentru dragoste. Cineva care își dorește aici ceva stabil, ceva serios. Este o persoană foarte pasională aici, care este pregătită să vină către tine, e pregătită să facă un drum. Să vedem în continuare, avem aici pajul de spade, văd o persoană care îi place foarte mult să spioneze, poate la muncă. Este vorba despre cineva
care e foarte curios din fire, da? Poate ai pe cineva la muncă care vrea să știe totul. De asemenea, văd aici că ești într-un moment în care te gândești să studiezi ceva, să analizezi ceva anume. Următorul mesaj este faietonul, o conexiune cu zodia rac, dar și un succes foarte mare pe care îl văd aici, un drum important pe care îl faci, un triumf de care ai parte. Ești curios aici, vrei să te interesezi de ceva, de cineva și atunci curiozitatea aceasta văd că e bună, adică îți potolești curiozitatea și primești și un răspuns pozitiv. Hai să vedem ce e cupajul de spade. Este o persoană mai tânără, poate mai ascuțită la limbă, neexperimentată. 10 de monede. Da? Familie, casă, cineva e foarte curios aici în legătură cu o ședință, în legătură cu o adunare de oameni. Cineva e foarte curios aici în legătură cu o sumă de bani. Da? Cavalerul de spade, steaua, o legătură cu zodia vărsător. Este vorba aici despre un adevăr pe care cineva îl spune sau este vorba despre o veste care apare și care clarifică foarte mult lucrurile. Văd aici o stea norocoasă pentru tine. O stea norocoasă, o invitație foarte bună. Poate e o mică mare minune care se întâmplă și care are legătură cu zona de online. Să vedem în continuare ce e cu faietonul. Poate e un drum important. Faietonul a venit cu judecata, foarte frumos, judecata și cu 9 de cupe. Dragilor, e vorba de un răspuns pe care îl așteptați aici, care vine, e pozitiv. Poate să fie o întâlnire față în față cu o persoană dragă, dar 9 de cupe aici înseamnă bucurie, înseamnă împlinire. Înseamnă un răspuns extrem de pozitiv. Vestea aceasta te face pe tine să faci un pas înainte. Reprezintă o primă deblocare, o primă victorie. Mai vreau o carte. Nebunul, deci este vorba de o surpriză extraordinar de plăcută. E ca un nou început, e ca o resetare care apare. Surpriza, dragilor, surpriza e 8 de monede, surpriza este cineva care lucrează, poate e vorba de un coleg de la muncă, surpriza ține de cineva căruia îi place mereu să repare lucruri. Este o persoană foarte muncitoare din fire și foarte atentă la multe detalii și pajul de monede. Surpriza aici are legătură cu o propunere nouă din punct de vedere financiar sau surpriza poate are legătură cu un proiect nou. O veste nouă. Văd aici și o bucurie legată de un examen sau o bucurie legată de o persoană mai tânără. 8 de monede. Ce vrea să zică? 2 de spade. Deci e o persoană aici tăcută, cineva care lucrează la ceva anume în secret. Sau este o persoană care lucrează, dar nu spune ce simte. Da? Și avem turnul și cumpătarea. Deci, cineva aici care vrea să repare ceva. Este o persoană care vrea să-și revină, să repare ceva. Sau este o persoană care dorește să se vindece de un anumit lucru. Pajul de monede. Doi de monede, șase de monede. Bani care vin din două părți sau cineva care vrea să negocieze cu tine un anumit lucru. Lumea. Surpriza, dragilor, aici înseamnă un sfârșit, o eliberare. O surpriză frumoasă pe care o ai la un drum lung, care ține de un sfârșit karmic, o eliberare, te simți în lumea ta, te simți bine. Deci e un răspuns extrem de pozitiv și care ține de un drum. Opt de monede îndrăgostiții. O legătură cu zodia Gemeni.
o pasiune pe care o ai pentru cineva sau o persoană care vrea să repare o relație, cineva care vrea să-și repare greșelile, mai văd aici. Să vedem și tarotul meu. Ce părere are? Cu surpriza asta. Surpriza este o întâlnire pe care o ai. O persoană alături de care te simți bine. Poate aici cineva care ți iese în cale de neașteptate, dar este și o surpriză aici legată de niște piedici. Sau cineva îți spune că două drumuri se separă. Veste onorabilă. Întreba ce e cu întâlnirea asta. Întâlnirea asta mi-a apărut așa. Cu unie, relație și realizarea dorințelor. Deci, surpriza, dragilor, aici ține de o colaborare importantă, o relație importantă sau te întâlnești cu cineva și aveți niște discuții extrem de puternice legate de o relație, legate de ideea de colaborare, ideea de căsnicie, ideea de relație serioasă. Da? Și o decizie care ține și de un drum lung sau ceva pe termen lung. Bani mulți, dragoste sinceră, te dorește cineva. Da? Surpriza e că cineva construiește aici ceva, luptă, repară ceva. O întâlnire, o cină romantică. Niște bârfe, da? Niște discuții pe care le afli. Muncă, profesie, deci poate e cineva de la muncă sau cineva care îți spune despre ceva legat de munca sa. Avem un copil, o persoană mai tânără, o creștere spirituală, o femeie blondă cu părul deschis la culoare și cineva care nu are angajamente. Da? E cineva care e foarte deschis. Deci veștile astea te surprind foarte mult, să știi. Foarte, foarte mult. Un suflet pereche mai avem. O iubire adevărată. Surpriza e întâlnirea asta și lucrurile pe care le vei afla despre această femeie sau de la femeia asta afli niște lucruri care te vor surprinde destul de mult. Hai să vedem ce spune și acest oracol. Oh. Avem așa. M-ai distrus, mi-ai făcut prea mult rău și nu pot să te iert. Nu sunt persoana potrivită pentru tine. Îmi pare rău că te-am mințit. Încerc să mă țin tare, dar pe dinăuntru nu e așa. Simt că m-ai uitat și asta doare al naibii de tare. Și cu surpriza asta. Hai să vedem ce vorbe primești. Avem iartă-mă și cineva care poate își cere iertare. Mai vreau o carte. Nu mai pot să te iubesc, doare prea tare, însă mi-aș dori să-ți pot vorbi măcar câteva clipe. Și ultimul mesaj, nu voi renunța niciodată la tine. Fericirea mea a rămas la tine. Nu e vina ta, te iubesc. Deci avem foarte clar acest mesaj și avem întoarce-te la mine. Dragilor, aici parcă e cineva care vrea să
vă întoarceți. Da. Mai iau un mesaj din partea îngerilor. Oh, decepție, ci că cineva poartă o mască falsă în situația aceasta. Da, uite, cineva poartă o mască falsă. Avem, este în siguranță pentru tine să iubești, să-ți deschizi inima, să oferi și să primești iubire. Deschideți mintea, pentru că sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale. Iar ultima carte e finanțe și carieră. Banii sunt un factor care afectează viața ta amoroasă. Interesant. Întrebați ce e cu cartea asta decepției și mi-a ieșit un suflet pereche și o nouă iubire, o nouă persoană. Da. Hai să vedem și îngerii ce mesaje au de transmis. Îngerii spun renunță. Dacă tu crezi, deci dacă tu simți că trebuie să renunți la ceva, îngerii spun da. Alege o nouă direcție. Alege un nou mod de a acționa, o nouă persoană. Mai vreau o carte. Avem recuperare și abundență. Deci îngerii îți recomandă să te recuperezi, să mergi într-un loc în care te simți bine, te simți împlinit, te simți mulțumit. Și de asemenea, îngerii aici recomandă o pauză pentru a îmbunătăți sănătatea ta, pentru a îmbunătăți spiritul tău. Pentru că, uite, există ceva mai bun. Da. Și că totul depinde de tine aici. E important să meditezi și să ierți. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.